Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. S-a încălzit afară, practic cei cu mașinile electrice au suficientă autonomie acum cât să deschidă și radiourile. Vă salutăm din nou. Da. Bucurați-vă acum cei care aveți mașini electrice, mai ales Dacia Spring. Cât... Primăvara crește audiența radio. Știi da, că așa crește e. Și autonomia. Da. Și acum e bine cu mașinile electrice, asta este vremea perfectă. Nu nevoie să deschizi geamul, mergi cu ferestrele închise, deci coeficientul aerodinamic rămâne cât dacă e el. Dacă deschizi geamul, te poți ține de mașina de lângă. Și de asemenea nu trebuie să pornești aerul condiționat. Aia e nenorocire. Deci, vara, n-ai nevoie iarna... acum n-ai nevoie. Da, toată simpatia, nu, serios, toată simpatia. Știți că sunteți prietenii noștri, cei cu Dacia Spring, dar uite, un domn fost proprietar de Dacia Spring, țopăie de bucurie prin trafic cu mașina lui pe motorină. După ce a scăpat de cea electrică, a și rezumat omul situația ca să priceapă toată lumea. Citez, pot merge cu viteză normală și chiar îmi permit extravaganțe precum aer condiționat. Un el materialist. A scris, da, a scris, asta i-a provocat, domnule, a dat cu bățul prin gard pe grupul de Facebook Dacia Spring România. Acolo a scris asta? Da. Ma, deci, citul e ca... ăla care făcea grătar sub nasul veganilor. Corect. Înțelegi? Un nenorocit. Dragii mei, scrie dânsul, după aproape un an de chinuri cu Spring, voi părăsi grupul. M-am întors, deci la final le-a trântit ușa. A, stai mă, era petrecerea de adio. M-am întors la o mașină normală, Golf 2 TDI. Golf 2? Ești pe motorină. 2 litri, diesel. 2 litri. Am crezut că Golf 2. Nu, nu. Nu, Golf 2.0, adică 2 litri. Da, da, da. TDI, TDI roșu. Îmi cunosc autonomia, pot merge cu viteză normală în afara localității și chiar îmi permit extravaganțe precum aer condiționat sau ventilație, nervi de oțel, baftă la vânzare și salutări, a scris dânsul. Meciul de adio. Deci cum mă să treci de la mașină electrică la un diesel vechi? Înseamnă că n-ai principii, domnule. Da, domnule. Tu ții mașină electrică pentru a salva planeta, nu ca să faci economie la benzină, nu? Da. Și acum treci la diesel? Apropo de spor la vânzări, zice cineva, că multe răspunsuri s-au urcat pe el, praf l-au făcut. Spor la cafeluță. Ofer 8.000 de euro pe springul Buclucaș și nevaloros pentru dumneavoastră. 8.000 de euro. Înțeleg că e un fenomen, dar e negat de specialiști. Că ce? Vânzarea, revânzarea în masă de Dacia Spring. Oameni care își iau cu bonusul ăla la 10.000 acum de euro. Acum că au trecut iarna. Intrăm pe OLX, vedem... Ia, intră tu cât mai cauți. Realitate. Puțin înțeleg, spune altcineva, că Springul este o a doua mașină în familie și este de oraș. Altcineva zice, TDI de la Germania, să curgă fumul negru după ea. Oricum, Springul e mașina ideală pentru oraș și zonele limitrofe, unde nu are rival la modul cum se conduce, consum, strecurare prin aglomerație și parcare ușoară. Noi am păstrat și o mașină pe benzină pentru drumuri mai lungi și am mai folosit-o de două ori într-un an și jumătate. Întrebarea mea, înțeleg asta, dar întrebarea mea este, se justifică să dai 10.000 de euro pe o a doua mașină ca să faci economie la benzină sau motorină, să nu o folosești pe cealaltă? Pentru e jucărie. Nu contează, e ok, e pentru oraș, e în regulă. Să zicem. Dacă faci dar drumuri scurte și bă, n-ai nevoie nici de viteză, să zici că te deplasezi într-o localitate, da, cum vii tu din afara Bucureștiului? Da. Nu la performanțele tehnice mă refer, la costuri. Ai dat 10.000 de euro în plus, da, orice și... mașină are costuri de utilizare, e adevărat că la mașini electrice sunt mici, serviciul te costă mai puțin, combustibilul mai puțin, dar plătești asigurare, RCA, poate și casco și ai dat 10.000 de euro. Așa e. Și ai a doua mașină doar pentru oraș, în timp ce o ții și pe cealaltă pentru drumuri mai lungi. Se justifică diferența asta 10.000? Asta nu știu. Doar cei care au, ne pot spune. Aparent sunt destul de multe la vânzare, în jur de 11.500 de euro bucată. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.